l-am privit în ochi pe premierul Dacian Cioloș și am citit autenticitate și onestitate. Unii oameni spuneau, vrem România înapoi. Eu cred că e bine să vrem o Românie înainte. A venit un moment zero în care am luat câteva decizii strategice. Am deschis partidul pentru oameni noi. Sunt 100 de candidați noi, tineri, curajoși, care se implică în schimbarea României. Decât să plecați voi din țară, voi tineri, mai bine pleacă cei din politică, care nu se pricep. Haideți să facem cumva să-i penalizăm atunci când vând iluzii. Petre Țuțea spunea, cu stânga nu poți să-ți faci nici măcar cruce, dar rămite să conduci o țară. Anul trecut în piața universității, după tot ce s-a întâmplat la colectiv, demisia guvernului Ponta n-a fost de ajuns și oamenii au cerut, vrem un viitor al românilor, nu al politicienilor. Haideți să recunoaștem, sunt multe lucruri pe care trebuie să le uităm legat de modul cum s-a făcut politică până acum și trebuie să respirăm onestitate, să respirăm adevăr și să avem forța să spunem că atunci când ne implicăm, nu o facem pentru un interes propriu, ci o facem pentru că am venit în politică să dăruim. E un moment care înseamnă oameni noi în politică, puși la masă de un factor care coagulează. Și acesta este nimeni altul decât primul ministru Dacian Cioloș. România va merge înainte! PNL și Dacian Cioloș, înainte!